Salutare și bine v-am regăsit de la un nou videoclip de aici din atelierul Fix Your Bike. Eu, Marius, în spatele meu este Vlad și astăzi o dăm pe sentimente, cu lacrimi în ochi, cu tot felul de nebunii, pentru că Vlad deja umblă acolo la o bicicletă care are o valoare sentimentală extraordinar de mare. Este vorba despre o bicicletă care a fost cumpărată de tatăl unui prieten de-al meu foarte bun și a fost cumpărată de tatăl lui la vârsta de 16 ani din primii lui bani. Țineți minte acest detaliu, bicicleta care are 50 de ani, dacă nu mă înșel, da, a venit momentul să vedeți bicicleta. Dar până să dăm drumul la treabă, nu uitați să dați un like, un share, un subscribe, www.fixyourbike.ro și haideți să vă arăt bicicleta. Nu are importanță firma, are importanță valoarea sentimentală pe care o are această bicicletă și o vom desface, o facem bucăți, bucățele, o restaurăm, recondiționăm, schimbăm tot ceea ce trebuie schimbat și încercăm să o aducem și un pic la tehnologie de 2023 și Vlad în spate este deja nerăbdător să dea drumul la treabă la această bicicletă. Ești gata, Vlad? Da. Vedeți roata asta din față? Gândiți-vă că are valva jos. Dacă noi o să-i dăm valva în lateral un pic, roata aia o să plece singură. Vlad, te rog, mișcă un pic. Atât. Dă-i drumul. Știți vorba aia că nu se mai fac biciclete cum se făceau odată? Uitați dovada vie aici. Vlad, te pregătești să intri direct în operație. În operație cu un bătrân pe care trebuie să-l faci bine. Lanțul ăsta cred că are absolut toată mizeria din București și totul leiu. Îl găsiți aici. Arată superb. Vedeți că chiar are quick link lanțul. Fiți atenți. Ăla-i tată. Cred că n-am mai văzut lumina zilei de ani buni. Mamă, Vlad, deci lanțul ăla trebuie păstrat pentru că are ani. Mergem cu el direct la muzeu. Pot să zic, deja ne minunăm extrem de tare la cum arată lanțul. Este... Eu cred că arată Acura mai mult, ca sigur. Da, clar, asta arată Acura. Asta e pinionul de curea cu câțiva dinți de lanț rămași pe acolo. Tot ce e posibil. Nu știu dacă vă dați seama, dar din poziția asta, uitați cât de strâmb este brațul pedalei. Bine, axul pedalei care a fost sudat. Nici nu vreau să-mi închipui ce senzație era atunci când pedalai pe această bicicletă. Dar chiar mă, Vlad, nici eu și nici tu n-am dat nicio tură pe bicicleta asta înainte să ne apucăm de ea. Chiar îmi pare rău. Pe cauciucuri scrie 622. Hai să dăm roata de față jos și să vedem ce păstrăm și ce nu păstrăm de la ea. Este destul de dreaptă, deci janta merită păstrată fără probleme. Eu vreau totuși să verific și să mă asigur că jantele sunt de 29 și nu sunt un pic mai mari față de restul. Pică la fix, Vlad? Merg cauciucuri. O să punem, cred că, niște continentaluri ceva. E un pic cam strâmba aia, nu? O facem să fie dreaptă. Nu e asta o problemă. Hai, Vlad, și cu roata de spate. Vezi că e strânsă cu simț de răspundere. Mam, și-a ieșit! Și următoarea piesă de rezistență este partea de angrenaj, cu tot cu monobloc. Dacă se poate observa, Vlad vă face o prezentare ca la carte a acelei pedale. Eu zic că nici cei de la HT, nici nimeni, și Manu, cred și... Cred că e Crank Brothers. Cred că abia a apărut seră. Cu asta au intrat pe piață. Nu era doar prototip. Păi și înseamnă că cineva a furat din fabrică doar o pedală atâta. A doua nu s-a mai putut lua. Zan, fiți atenți. Aici avem una bucată angrenaj care are pană. Tu știi de câte ori pierdeam penele astea la Pegas când eram mic și nu se găseau? Și cu toții am trecut prin așa ceva. Vlad, mic unealta secretă, tată, la bicla asta. Băi, e și foarte ușor. Hai, auto-extracție. Lumina zilei, după
48 de ani de stat în întuneric acolo. Cred că bilele astea sunt echivalentul XTR-ului din ziua de astăzi. Iese? Nu iese. Păi normal că nu iese. Ia uite, bam, cupă. N-am văzut în viața mea sistem de genul, să știi. Bă, nu vreau să fiu hater, dar chiar arată super bine coronița asta. Și dacă vă uitați, calea de rulare este cale de rulare, frate. Nu bălării, nu alte nebunii. Tare mie că monoblocul ăsta, sau cupele cel puțin, le vom refolosi. Încercăm să spargem magia. Dar să vezi tu că te duci la Sinaia cu bicicleta asta după ce o facem. Ieșier. Am reușit în cele din urmă să scoatem angrenajul și am găsit monoblocul care arată cam așa, aceleași bile de calitate de pe vremuri. Plus acest angrenaj care arată foarte vechi. Da, să sperăm că vom găsi piese de schimb, atât îmi doresc. Mamă, Vlad, stai cu aia, dacă o să cadă, o să rupă pe aici. Am crezut că e ceva viu în ea, mă jur. Trecem la următoarea etapă, desfăcut apărător de noroi. Sunt stoc șuruburile alea. Din nou, au prins revoluție, jap. Se întâmplă. Hai, Vlad, știu că poți. Nu dezamăgi pe nimeni. Vlad lucrează cu doi clicheți, unul la șurubelință, unul la cheia tubulară. Ești bombă! Hai că te-au încurcat doi clicheți mai mult ca pe mine. Bun. Deci dacă vă puteți închipui, ne am mai mult de o oră, două să dăm o apărătoare și un monobloc jos, pentru că șuruburile apare nu vor să comunice cu noi. Vlad, vezi că sus acolo i-am pus totuși un colier. L-ai găsit, tu l-ai scos. Hai să vedem ce facem cu ea. Iar acum încercăm să dăm jos portbagajul. Vedem ce iese. Aici am găsit un șurub extraordinar de mișto. Are un fel de pană. Da, șurubul ăla trebuie refolosit. Cu siguranță nu se mai găsește așa ceva în ziua de astăzi. Ce vrei să-i faci acolo, Vlad? Deja l-ai făcut bucățele. Ești tare curios dacă știi să-l mai faci la loc pe ăla. Am ajuns la apărătoarea din față. Hai că scoatem ușor, ușor și pe asta. S-a rotunjit. Cam asta am puțit la majoritatea șuruburilor. Hai că am scos și partea de apărătoare din față. Băi, da, ăla produce curent. Eu stau și mă întreb, oare câte din astea ar trebui să meargă ca să pot să-mi încarc mașina? Vlad, ai grijă că nu merge. Plasticul ăla e de seamă cu tine. Hai, momentul adevărului, dă sistemul de iluminat jos. Prima problemă, n-avem sculă pentru așa ceva, dacă vă vine să credeți. Vlad a reușit să găsească o soluție prin care... Oh, dai un bar spin, Vlad! Ușor să nu-ți dai cu ghidonul peste ochi. De câte persoane este nevoie să scoți un ghidon vechi? Ai, bă. Mamă, ce-am găsit aici? Pământ. Crezi că bicicleta asta a supraviețuit și la Cernobâl? În următoarea 30 de secunde o să iasă furca. Câteva minute mai târziu, bicicleta este aproape desfăcută complet. Am scos inclusiv partea de cuveț, dar mai avem de scos emblema acestei biciclete, care este prinsă în două nituri, iar pe jos am scos inclusiv protecțiile alea de... De fapt, nu e nicio protecție. Partea aia cromată de la furcă. Da, eu zic că începe ușor, ușor să se pregătească de mers la vopsit. Da, o merge să o vopsim electrostatic. Și ce vedeți fix în momentul ăsta este Vlad care lucrează la piese. Dar, până acolo... Haideți să vă arătăm ce am făcut. După cum se poate observa, pe standul de centrare există cadru care arată un pic altfel. Da, uitați cadru și furcă. După ce au fost la vopsit, sablat și vopsit electrostatic la cei de la SRZ. Vă las un link în descriere către băieți și treaba a ieșit impecabil. Băieții au reușit să ne facă cadru identic la culoarea cu care era el original. Lucrurile arată cam așa. În partea de jos mai avem aripile sau apărătorile de noroi
pe care le-am vopsit și pe acela electrostatic din crom. Le-am făcut un gri ca de jante auto și tot dacă vine vorba de jante, avem aici una bucată cauciuc de la Continental montat pe jantă. Am vrut doar să vedem dacă se potrivește și ne apucăm în scurt timp. De fapt, Vlad n-a avut răbdare să mai stea să filmez și s-a apucat deja de montat și deja a montat pe bicicletă cuvetăria. Am luat o cuvetărie nouă de la, sincer nu știu ce marcă este, dar este cu cupe de aluminiu și cu rulmenți. Am păstrat restul pieselor pentru că, sincer, nici nu se potrivesc. Sunt standardele atât de vechi încât destul de greu să se nimerească cu lucrurile de acum. Chiar în premieră mondială l-avem pe Vlad care montează ghidonul. Și tot băieții de la SRZ ne-au vopsit și acest portbagaj cu piesa respectivă. Vă puteți da seama pentru că doar ce le-am luat de la vopsit încă au sârmulițele cu care au fost atârnate prin cuptoare. Și da, am așteptări colosare. O să arate foarte mișto spițele pe care le-am tăiat și vom pune alte spițe. Aici avem una bucată de metal de la portbagaj, dacă nu mă înșel, care a fost vopsit și el într-un gri. Hai că a luat-o! Hai că a luat-o! Dacă îi pui vaselină Makov din aia roșie, intră absolut totul unde vrei tu. Și aici avem butucul de față, care butuc de față, din păcate, nu mai poate fi utilizat pentru că se poate vedea o crăpătură. Așa că am luat una bucată butuc nou pe roata din față, o să o spițăm cu spițe de la Sapim și acest butuc este foarte drăguț și pe lângă faptul că arată bine, este inclusiv pe rulment. Butucul de spate o să-l păstrăm, aici pe masă mai avem pinionul pe care o să-l păstrăm și pe acesta. Aici mai avem două bucăți pene pe care le vom pune pe un angrenaj nou. Să zicem că a prins o oarecare formă. Am mai refolosit și piese, am mai și pus piese noi, iar Vlad aici face o treabă foarte interesantă. Am fost de-am luat toate șuruburile, toate nebuniile noi. Acum le selectăm cele noi cu cele vechi, frumos, și ne apucăm de asamblat. Nu mai avem foarte mult, dar credeți-ne că lucrăm de la ora 12 de dimineață și acum este ora 6:39 de minute și încă n-am terminat bicicleta. Dar ce vreau eu să vă mai arăt vouă este această minunată roată de față cu jantă din 1960, cauciuc 2023, cameră Continental tot 2023, spițe Sapim care țin inclusiv la downhill și butucul ăsta de față în 32 de găuri cu flanșă mare și bineînțeles și el pe rulment. N-a visat bicicleta asta că o să primească așa ceva în viața vieții ei. Și acum în acțiune Vlad, care urmează să prindă acea apărătoare de noroi. Se prinde acolo într-un șurub și două în față pe furcă. Crezi că pe vremea acestei biciclete când s-a creat exista Loctite? Fac doi, dar uitați-l pe Vlad ce față are. Este și satisfăcut că am terminat această bicicletă, dar suntem amândoi epuizați pentru că am lucrat mai bine de două zile constant la această bicicletă. Nu are suspensii, nu are motor electric, nu are mai nimic, dar credeți-mă că faptul că bicicleta este destul de veche și standardele nu se mai potrivește și trebuie să adaptezi, este ceva foarte, foarte dificil. Hai Vlad, bam! Uite, tată, cum se vede lumina aia atât de veche. Ho-ho! Da, sunt tare curios reacția proprietarului. Cum o să reacționeze proprietarul când o să vadă această bicicletă? Vlad acum mai face ultimele reglaje fine, face acel cablu, îl face codiță de purcel. Hai, Vlad, hai să vedem ce iese acum. Bam, fol direct ca la Rom Telecom. Sigla, Vlad, sigla pe care trebuie să o punem. În sfârșit, această bicicletă are pedale.
funcționale și da, bicicleta este în stare absolut perfectă de funcționare. Servis, butuc nou pe față, servis la butucul din spate, șuruburi noi, șuruburile puse toate cap-coadă cu Loctite. N-am strâns la dinamometrică, dar ne-am bazat pe experiența noastră că șuruburile sunt strânse exact așa cum trebuie. Astea fiind spuse, acesta a fost videoclipul în care noi doi, eu și cu Vlad, am restaurat o bicicletă cap-coadă. Am avut un timp foarte, foarte, foarte mic. Noi am fi vrut să facem mult mai multe lucruri, dar totuși ne bucurăm extrem de tare că am avut un rezultat atât de vizibil. Vlad acolo în spatele meu chiar acum montează și emblema și haideți să vedem în 3, în 2, în 1. Bicicleta este gata chiar acum. Nu uitați să dați un like, un share, un subscribe www.fixyourbike.ro și noi ne revedem în următorul videoclip. Vă salut! Pa!